Lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai Poliției Mioveni au acționat ieri pe DN73 pentru depistarea transporturilor suspecte cu deșeuri metalice și nemetalice. Cu această ocazie a fost oprit un autocamion care circula prin Mioveni, condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani din localitate. Vehiculul era încărcat cu aproape 12 tone de aluminiu pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de transport valide, întrucât există suspiciuni referitoare la o posibilă proveniență intracomunitară a încărcăturii. Polițiștii au deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, iar autocamionul, iar autocamionul și marfa au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.